Da. Simple is the best. Ai trecut prin simulare, ai văzut, ți-ai pus mâinile în cap, da? Ai zis da la tot. Subconștient ai zis da la tot, ai fost ghidat, ghidată să accepti ce ți s-a adus în viață. Karmic, karmic, zic cum vrei. Ai acceptat ce ți s-a adus, ai zis la tot da. Acolo erai, da, când te-ai reîncarnat, trezit, da? La un moment dat. Zi da la asta, zi da la asta, la asta, la asta. Și tu erai pleaznă în patul, n-aveai treabă, erai, nu știai cum să ieși din dureri și din boli și din... Nu înțelegeai ce-i cu tine. Ok. Și în paralel erai în simulare aici, în lumea asta, la altă. Și ți se întâmpla simularea în paralel. Și tu la tot trebuia să zici da. Bun. Ai văzut ce e, ai văzut cum e, ți-a apărut omul la care ai zis da, ți-a apărut situația la care ai zis da, ți-a apărut rudele la care ai zis da. Ei, acum, din simulare, ai sărit în lumea în care se ancorează, se personalizează, ce faci? Aduți aminte? La un moment dat se zicea, acum zici nu. Deci din tine se zice, pe cuvântul meu. Și ai înțeles. Și acum zici nu la persoana care apare în viața ta, da? Cât de dragoste mare, turbată, nebună, da? Ce s-a întâmplat acolo cu probleme, da? Ai văzut, ai zis da la tot, da? Ai înțeles ceea ce a fost în simulare, nu ai nevoie, dar nimic, de nimic n-ai nevoie. Doar atât. Cred că din simulare alegi doar locușorul ăsta, că ți convine. E ca și cum simularea, prin simularea ai trecut, ți s-a arătat ce alegi. Și tu, ma de realistă, nu alegi omul cu suflet și cu așa. Păi da, s-o scuipat în suflet. Dar te iubește. Nu merge așa. Deci tu alegi locușorul ăsta, pătuțul, bucățica de pânică care o ai aici, aici. Tât. În rest, chirdâc. Nu alegi pe nimeni și nimic. Nimeni. Ai înțeles? Și dureros ți-a fost și acolo unde te-ai întors, ai venit și în familia, și pe cine, la tot spui nu. Bună ziua, la revedere, acolo e. Vezi mai departe ce se întâmplă, unde ești. Nu poți să știi, nu poți să fii sigur de nimic. Acolo e. Felicitări! Ai sărit cu brio din simulare. Și acum începe viața ta, da? Care o alegi, care îți place. Niște răni acolo pe inimioară, ele trec. Se întâmplă lucrurile cum trebuie să se întâmple. Dacă vrei să se întâmple într-un fel, o să se întâmple. Ți se împlinesc visele, cam așa le vezi, le simți. Nu știu dacă ai nevoie de... Am mai zis. Vine cafeaua. Nu știu care, exotic. Și tu nu mai bei cafea, deci nu mai bei. Și tu aveai visul să guși de o cafea din aia super exotic, cu niște mirosuri și cu nu știu ce și cu sare sau cu usturoi sau cu lămâie. Bă, prostii, da, tu știi că sunt cafele diferite. Sunt. Și ți se aduce o tavă de diferite cu mirodenii, cu să guși tu și tu ce e asta? Păi, nu i s-a împlinit. Nu, eu nu mai beau cafea, nu mai pot. Eu știu ce înseamnă. Da? Bine, cafea încă mai beau. Dar așa, știu ce înseamnă chestia asta care vine ca vis. Eu știu ce conține. Și mă apucă bâzdâiul când o Și asta e referitor la... Păi simularea a fost un iubit, o iubită, cu cine rezonează. Ei, v-ați dat în cap unul la altul, dar merită, acum treceți peste, sunteți... Nu, te apucă bâzdâcul când vezi, numai tu vezi cafeaua, te apucă bâzdâcul, știi ce îți face, te alergi la bună, să zicem. Pentru că... A, da? Și tu vrei să vezi omul și să zici, da, ok, ei, asta e, îl vezi. Păi da, vomiți, tu când îl vezi, tu omul poate... Într-adevăr s-a transformat, s-a schimbat, într-adevăr e... Un om extraordinar, într-adevăr, nu mai e din simulare, nici n-a fost, poate a fost zăbăză, magic, dar a fost așa de puternic că nu trebuie nici măcar să zică, da?
Și tu ziceai tot timpul, nu e în gustul tău ceva, cineva, știai ce gusturi ai. Și la un moment dat s-au fost date peste simulare, ți se dă așa, pe cine dorești și cine îți place, ți se dă peste cap. Tu tot timpul ai și zis, ai ales jumătatea ta să fii urâtă, în schimb să te distrezi, să râzi, să te bucuri de viață. Nu-ți trebuie frumusețe, urât să fii, urât, da? Ai și zis tu odată și asta e fost. Și în simulare, sunt visele neîmplinite ca și cum, pentru, pe care nu le-ai vrut, că ele vin și așa și așa. Deci dacă vrei visul ăsta, îți vine și nevisul, vin pe tavă și trebuia să guști și din și din. Și tu nu. Și la un moment dat, cumva, împotriva voinței tale, se trezește în tine nebunia să-ți placă un om frumos și fizic și aranjat, îngrijit, care super, are grit. Și nu înțelegeai și Dumnezeu, ci perfect ca și cum. Și ție îți plac imperfecții, neperfecții. Pum. Da. Acum o să-ți apară tot personajul ăla, personajul aia, cu cine rezonează. Dar cumva ne-a îngrijit și ne nu merge. Aia a fost o experiență minunată, că trebuia să afle și altofelo. Și acum înguțite și nu se mai scrie, dar s-a înțeles? Să trăiți bine? Ok!